Hai, pune. Ce ai rupt? Am și țelină. Important ingredient, sfecla. Eu știu că mulți dintre voi mâncați murături deja, dar la noi murăturile se pun mai târziu pentru că e foarte cald până la sfârșitul octombrie și se borșesc. Așa că începem și noi ușor să punem murături și la murături mă refer la clasicele gogonele, varză murată mai așteptăm puțin, dar astăzi voi pune murături roz și am zis să filmez, să vă povestesc ce și cum. Am adus borcănașele, voi folosi metoda de borcan de 500 care ne ajunge la o mâncare și o să pun, dacă îmi rămâne și o găletușă din asta de plastic, murăturile alea multe, nu le pun acum, astea sunt de început, mai ales că cele la borcanul din cristal se fac mai greoi, asta o să fie cred că gata de Crăciun, ceva de genul, iar asta va fi pentru acum să o mâncăm repejor. Deci începem, am spălat borcanele, am spălat toate legumele și am așa gogonele, avem conopida asta, țelină, morcovi și ingredientul surpriză, avem sfeclă roșie, cea care va da culoarea roz la murături și totodată o să aduc și câțiva căței de usturoi, o să pun la aleatoriu la câteva borcănașe. Ideea este în felul următor, am tăiat morcovei rondele, cam așa, vedeți, cu tocătorul ăsta făinut. Iar pentru asta de plastic am făcut bastonașe, că acolo se fac mai repede, așa că merge. Pentru borcănașe am făcut conopida mai micuță, buchețele mai micuțe, iar pentru asta de plastic mai mare. Iar gogonelele am adunat și gogonele mai mari și gogonele mai micuțe. Țelina nu prea contează. Acum vom tăia împreună sfecla. Sfecla o voi tăia cu satârul ăsta, dacă îl putem numi așa, tot așa să aibă model frumos. Ia să vedeți ce frumos rămâne. Ia uite. Vedeți ce fain rămâne? Și acum încep să bag în borcan. Prima oară îmi place să pun așa o frunză de țelină de-a lungul borcanului și mai apoi încep să pun conopidă, roșii din astea micuțe în borcănașe. Roșii, încă puțin de conopidă, câțiva morcovei, așa, fac puțin așa, adaug și una de sfeclă roșie, două, și în față să se vadă nițel și tot așa până umplu, practic, toate borcănașele. Ia uite așa frumos se vede. Am executat treaba, am făcut și borcănașele și containerul ăsta și am adus niște hrean din grădină, două bucățele mititele pe care voi pune, uite, la borcănașe pun câte o bucățică așa micuță deasupra, imediat întorc și vă arăt, iar la ăsta mare, la container, o să le tai, uite așa, și le pun tot așa deasupra. Ținem murăturile tari, hreanul. Dar dă și gust bun. Gata borcănașele, ia uitați-le ce drăguțe sunt. Am pus câte o căpățână de usturoi deasupra la fiecare borcănaș, dar curățat. Iar la containerul ăsta, la recipientul acesta, am pus 2 căței de usturoi, dar așa, cu tot cu coajă și am pus și 2 crenguțe de vișin, că dă gust bun. Acum urmează să fac saramura. Am aici o sticlă de apă de 5 litri în care voi pune 5 linguri de sare, cam așa, ținute, și voi pune ultima, adică sasea, rasă. Eu pun în general așa ca să fiu sigură că saramura este sărată. 3, 4, de dimensiunea asta, 5 și ultima e așa pe jumătate, vedeți? Bun, acum adaug apă de fântână, dacă ar fi, sau de izvor, ar fi genial, pentru că așa se mențin murăturile cel mai bine. Mă duc un plus sticlă cu apă. Acum bat bine situația să se
să se topească bine sarea. Nu v-am spus, dar am folosit sare pentru murături și acum că sarea s-a topit, punem în borcanașe. După cum se vede, le-am umplut până în buză, acum le pun capacul și deja, nu știu dacă ați observat, sfecla a început să dea culoare, așa că o să avem în câteva zile, așa, roz toată situația, toată saramura. Am umplut și aici, am pus o farfuriuță ca să stea murăturile toate la fund, când pun capacul imediat farfuria o să se ducă la fund, așa, și ține murăturile în zeama lor. Aici gogonele roz, așa îi spune, le numește Alexa, gogonelele roz, din cauza sfeclei. Și avem la borcan și la caserolă. Ia uitați-le ce frumoase sunt. Vi le arăt și când le vom consuma, dar momentan începem perioada de pus murături și noi. Puțin mai târziu ca voi, dar e bine că am început. Ia să-mi spuneți în comentarii ce a spus anul ăsta la murat și ce metodă de murat, de exemplu, cu o pidă folosiți voi.